prietenia rămâne, sfaturile nu. Sunt cuvintele lui Emil Boc, primarul Clujului, care deși a fost rugat de Traian Băsescu să lase alegerile, și-a depus astăzi candidatura pentru un nou mandat de primar. Emil Boc este oficial candidatul PNL la primăria Cluj-Napoca. Actualul edil și-a depus astăzi candidatura la biroul electoral municipal și a declarat că își dorește să continue ceea ce a început. Acesta vrea ca și Clujul să fie orașul cu cea mai bună calitate a vieții din România. Prin calitatea vieții înțeleg atât calitatea mediului de afaceri, calitatea educației, a sănătății, a infrastructurii, a mediului cultural. Toate aceste lucruri se subsumează conceptul de calitate a vieții, unde credem noi că deja am demonstrat în anii care au trecut, că putem fi primul oraș în România în materia calității vieții. Nu putem fi mai buni ca Bucureștiul în termenii populației, că e capitală, dar cu siguranță Clujul poate fi orașul numărul 1 în România în ceea ce privește calitatea vieții. Întrebat cum comentează declarațiile lui Traian Băsescu, care i-a transmis că a venit timpul să predea ștafeta, Boc a răspuns scurt: prietenia rămâne, sfaturile nu. Potrivit unor sondaje, Boc desfințează concurența și e cotat de colegi cu 70% șanse la alegerile locale din acest an.